La începutul noului an școlar, angajații Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale Drochia au efectuat o vizită în instituțiile de învățământ pentru a verifica starea antiincendiară a acestora. De către efectivul secției Situații Excepționale a fost efectuată evaluarea riscului de incendiu la instituțiile preșcolare și gimnaziale. Pompierii verifică funcționalitatea sistemelor de înștiințare și evacuare în caz de incendiu, izolarea surselor energetice, precum și dotarea instituțiilor cu echipamente primare de stingere. Angajații liceelor susțin că au fost depistate unele încălcări, însă în scurt timp acestea vor fi înlăturate. Am beneficiat de instructaj din partea colaboratorilor Serviciului Pompieri. La moment, școala este pregătită din punct de vedere a securității Serviciului Pompieri. Poate unele stingătoare expiră termenul la sfârșitul anului 2017, dar le vom reînnoi și va fi totul în regulă. Directorul Liceului Teoretic Mihai Eminescu din orașul Drochia afirmă că instruirea elevilor privind apărarea împotriva incendiilor se efectuează anual. Noi facem instrucțiuni cu angajații instituții, cu dirigenții de clasă și cu elevii. În fiecare an, la început de an, undeva în luna octombrie sau la sfârșit de an, aprilie-mai, facem o simulare cu elevii. Din timp le spunem, adică alegem o situație excepțională, de exemplu un caz de incendiu. În fiecare clasă este planul de evacuare, fiecare diriginte, adică anunță elevii care este traseul de evacuare din liceu. Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale întreprinde astfel de acțiuni în fiecare an cu scopul de a preveni producerea situațiilor de risc în instituțiile de învățământ. Totodată, inspectorii testează cunoștințele angajaților instituțiilor de învățământ în domeniul securității vieții și modul corect de acționare în caz de incendiu.